Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean, unicul ordonator de credite a banilor care vin în județul Suceava, împarte banii discreționar către primăriile județului Suceava, funcție de primarul pe care îl are comuna respectivă. Deci bani intră doar pentru primarii PDL din județul Suceava, ceilalți cetățeni din celelalte comune unde există, de exemplu, primar liberal, nu primesc bani sau primesc bani enorm de puțin. Atrag atenția domnului Gheorghe Flutur că n-a învățat nimic din politica totalitară pe care o făcea PSD-ul înainte și că reia același tip de manifestare, lăsând foarte multe comunități, foarte mulți oameni, fără bani, de altfel foarte necesari în fiecare comunitate în parte. Traian Băsescu, după părerea mea și altor oameni care bat județul în lung și în lat, nu va mai intra în turul 2. Asta este senzația pe care o am odată cu trecerea fiecarei zile din această campanie. Oamenii s-au săturat și au deja o vorbă prin popor, n-am să o spun acum pentru că nu-mi pot permite, dar lucrurile sunt foarte clare, sunt dispuși să aleagă pe oricine, indiferent dacă e bun sau rău, indiferent dacă a aprobat sau nu o activitate administrativă, numai Traian Băsescu să nu mai fie președinte.